Ieșenii de la Poli pleacă la drum pentru a scrie o nouă filă din povestea actualului sezon de Liga a doua. De această dată vorbim despre meciul din deplasare de la Timișoara, acolo unde albaștrii se vor duela cu ASU Poli. Alexandru Stan este unul dintre jucătorii cu cele mai multe minute în picioare din actualul sezon competițional și tocmai de aceea vocea sa trebuie să se facă auzită. S-a integrat bine în grupul de la Iași, însă consideră că echipa a ars, din păcate, câteva etape extrem de necesare. Da, m-am integrat. N-a fost asta o mare problemă la mine, pentru că pe majoritatea ei cunoșteam din jucători. Ideea e că tot ce s-a întâmplat prea repede și n-am avut timp, să zic, ca o echipă profesionistă, să putem să mergem în cantonament, să ne cunoaștem mai bine, să lucrăm mult mai mult. Cum a spus și Misăr, am sărit peste niște etape și uitați ce se întâmplă. Deja avem jucători accentați. Cât despre meciul de joi seara, Alexandru Stan nu concepe alt rezultat în afara celui de 3 puncte. O să fie un meci greu, m-a spus și Mister, au foarte mulți jucători care au jucat la Liga 1, deci clar nu va fi ușor. Va trebui să mergem montați acolo, să nu fim relaxați și să încercăm să câștigăm. Pentru că dacă nu o să câștigăm, victoria cu cei de la Ocluj a fost degeaba, să zic așa. De ce este atât de importantă victoria? Va trebui să legăm victoriile. Pentru a prinde mai multă încredere și avem și nevoie de puncte. Meciul dintre ASU Poli Timișoara și Politehnica Iași va avea loc joi cu începere de la ora 20.